Salut și bine te-am regăsit la podcastul Tehnocultura. Suntem la episodul 59, denumit Rușii creează un scut planetar. Bine te-am regăsit și așa că Vlad, gazele tale preferate, Vlad Bănică și Manuel Cheța, te salută la un nou episod. Imediat suntem la episodul 60. Salut, Vlad! Salutare! Salut! Subiectele principale de astăzi vor fi mașina anului 2021, ARM pentru Windows PC, rușii poluează spațiul și, bineînțeles, vom discuta de niște tehnologii SF. Înainte de orice, să nu uiți să pomenesc faptul că pe orice fel de platformă neasculți, căi iTunes, căi PodBin, căi YouTube, căi Reddit, nu uita să ne dai cookies, steluțe, floricele, lalele, orice se poate da, inclusiv comentarii, toate contează, în așa fel încât podcastul de față să ajungă la cât mai mulți oameni cu putință. De ce nu? Pentru că aici suntem efectiv doi prieteni, sunt de vorbă de-a lungul spațiului și timpului, efectiv, putem spune așa, că suntem și pe două fuse orare diferite. Suntem pe fuse orare diferite în țări diferite, UK și Germania. Și așa că noi vrem să creăm așa un mediu frumușel în care să discutăm despre chestiunile care ne plac și probabil care vă plac și vouă, dacă tot ascultați podcastul ăsta. Și de ce nu? Aruncăm niște păreri în eter, sperăm să primim înapoi și ceva feedback și oarecum să discutăm despre tehnologie și chestiile care ne plac nouă. Vorba aia, știi cum e? Asta e un fel de discuție, Vlad, pe care o avem ca, ca și cum am stat la o bere, știi că în principiu nu prea ai mulți prieteni sau vecini să te duci, auzi, bă, ai văzut ce a făcut Facebook sau alte chestii, știi? Și atunci eu folosesc podcastul ăsta ca ocazie prin care să, scot din mine toate ideile și toate gândurile astea legate de tehnologie în genere. Pentru că nu mă pot duce la vecini să zic, bă, am, am văzut că ai făcut o ciorbă faină, hai să discutăm despre Facebook. Da, bineînțeles, avem aici spațiul nostru în care discutăm nebuniile noastre Ce ne place și ce nu prea, nu prea ne place în materie de tehnologii Și cine își dorește e liber să asculte și mai ales e liber să dea mai departe podcastul nostru dacă îi face plăcere Da, orice fel de părere, uite chiar de curând pe Reddit aveam pe cineva Ștefan zicea că ce soluții off-grid ați alege voi Cred că o să discutăm un tozi despre soluții off-grid Eu nu sunt foarte off-grid, eu sunt prea mult on-grid dar tot așa, nu uita, oriunde asculti podcastul ăsta, dă un share, dă un like, să asculte cât mai mulți oameni. Și până, până ajungem la alte share și like-uri, cu ce te mai uh, mândrit, mândrit, Vlad? Că știi că ai jucat Dota, chiar, chiar, de curând. Da, pă, cu ce să mă lau, nimic, ai zis bine, am jucat Dota chiar înainte să intrăm în, să înregistrăm podcast-ul, am luat bătaie, ca de obicei, Uh, în rest, nu știu, dacă stau să mă gândesc așa Mă uit pe la mine prin cameră, mi-am mai pus niște rafturi Am reușit să-mi uh, etalez colecția de modele auto Că le aveam băgate prin cutii și nu aveam unde să le pun mi am montat două rafturi din astea, cumpărate la mâna a doua uh, Și mi-am întins mașinile pe aici, fain Să pot uita la ele uh, În domeniul tehnologic, poa, nu mare lucru Uh, în afară de jucat un pic weekendul ăsta, n-am, n-am făcut altceva, nimic, n-am avut timp. Ve vechea problemă, încă ne mutăm, încă trăim mm -hmm. din cutii. Na. Da. Cam bine. cu asta m-am ocupat. Că, bine, bine venit în, un, în, universul meu, pentru că și noi avem cutii încă împărțite pe aici. Deși avem aproape o lună de când ne-am mutat, întotdeauna mai e ceva care, nu, care trebuie mutat și pus pe undeva, știi? Nu e exact. încă locul, știi? Și la un moment dat, tot lucrând cu instalațiile pe aici, a venit un tehnician și am povestit de faptul că în Germania sunt panourile alea de internet, unde ei un fir și redirecționezi efectiv internetul la una dintre camere, știi? Unde se conectează routerul, cum ai tu pe acolo. Și omul uh -huh. nostru, când ne-a povestit chestia asta, zice Germania, ăștia sunt foarte deștepți. <gântu -i> Britanic, știi, de aici. Deci au un respect din ăla enorm. <gântu -i> Britanicul e. pentru lucrătura germană, știi? <gântu -i> nu trebuie chiar așa de mult respect avut, dar, nu. <gântu -i> e, e clar că la anumite chestii... Până la urmă asta, iarăși, e o chestie de bun simț. N-au reinventat roata, știi? N-au -au inventat nimic. Da. E o chestie care, cumva... Odată ce o vezi implementată, îți dai seama că ar trebui să fie standard în, în ziua de azi, știi? Mai ales la blocurile astea moderne, în care au apărut după 2015, 2017, 2018. Exact. Încolo. Dar zicem și noi aici, pentru că s-ar putea să fie o chestiune extraordinară, adică nemai întâlnită pe România. De exemplu, în mod normal, în România, când îți aduce firul de internet, îl aduce undeva la la ușă, și pe de acolo trebuie să traci tu fir prin casă, ceva de genul ăsta, ca să ai internet, înțelegi? Și atunci aici ce se întâmplă, cel puțin în blocul în care ne-am mutat noi, e un panou într-o cămară specială pentru asta, în casă, în apartament, și la panoul ăla vine efectiv firul de pescară, știi? Și atunci are două mufe, o mufă o pui în partea cu firul care a venit de pescară și cealaltă mufă pui către camera, unde vei să se ducă internetul. Și atunci, după ce ai făcut conexiunea asta între firul de la scară și cameră, te poți duce în camera respectivă și sunt deja găuri, sunt făcute în, chiar lângă ștechere, sunt mufele pentru internet și acolo pui routerul. Atunci, poate vrei să ai routerul în dormitor și nu vrei să-l ai în sufragerie, știi? Și îl conectezi așa și îți merge treaba chiar foarte bine. Și, guess what, e cablu cel puțin gigabit. Ăștia nu au specificat foarte clar, dar este cel puțin gigabit pentru că aici unde stau am conexiune gigabit și merge ca foarte bine. Upload de 2.900 900 de mega, să ai seama. <gântu -i> Putem face. Eu de... da. Da, vă, eu teoretic am abonament gigabit, practic cel puțin legat la calculator n-am reușit să văd încă gigabit. Am zis că într-o zi o să uh, iau laptopul și o să leg direct la, uh, direct din router, știi? Cam niște patch cable-uri CAT6. Uh, și nu știu ce impereți, dar am prins maxim, am făcut mai multe speed test-uri, 6-700 de megabiți. Um, și vreau să văd dacă chiar uh, primesc banda pe care o plătesc, până la urmă, chiar dacă eu la mine la o calculator aici nu ajunge un gigabit, nici să dau banii pe gigabit și să primesc mai puțin, nu are sens, știi? Uh, că există și abonament de 700 de megabit care e mai ieftin. Mm -hmm. În fine. Ce cap ai zis că, ăsta, că da. ai luat tu? Eu am, eu am luat cat 7. Eu am luat niște patch cable-uri Cat6, mă uit acum în contul de Amazon. Uh, am luat niște patch cable-uri super scurte de 25 de centimetri, efectiv. Uh, da, Cat6. Mm -hmm. um, Le-am luat pentru că am luat un pachet de ăsta cu 5 bucăți și practic cam exact cât ai nevoie ca să pui în fiecare cameră, știi? Da, și e... e suficient pentru gigabit Cat6, adică No, eu am luat CAT7 fără să știu foarte bine Care e diferența între unul și altul Și am descoperit după aia că de fapt Cablul ăsta e numai bun, e numai bun și pentru legături De 10 gigabiți. Da, CAT7 fi... e future proof da. um, În principiu chiar și ca 6 uh, Cel puțin astea scurte Suportă 10 gigabit uh -huh. um, știi? Categoria 5E Am impresia că e aia care suportă Maxim gigabit De la 6 suportă și 10 gigabiți. Care e diferența între 6 și 7 Sincer nu m-am interesat, nici n-a contat Știi cum dar, e? e? un accident fericit în caz că în viitor se da. întâmplă să ne dea așa viteză mai mare. Dar, în fine, cam asta era chestia de tehnologie din ultima perioadă. Adică, un om foarte mirat, adică foarte entuziasmat de tehnologia germană, știi cum era tehnicianul nostru de aici. Dar, guess what? știi ce am încercat în ultima săptămână? Așa ca disacție. Să văd cum, cum merge Google Assistant pe Pixel 4. Și m-am disat puțin, mm -hmm. dar am descoperit că sunt din categoria aia de moși în devenire. <laughs> Efectiv, știi de ce? Pentru că, de exemplu, sunt vreo trei categorii de oameni. Când ai, de exemplu, să zicem, socheturi din astea, butoane să aprinzi un uh, bec, cum au spoturile. Oameni care se duc și apasă pe buton, oameni care folosesc aplicații ca să închidă becul sau nu, și oameni care se folosesc de voice dictation, de asistenți gen Alexa, Google, ce vrei tu pe acolo. Și eu am descoperit că sunt de fapt prima categorie. Nici măcar a doua să-mi pun o aplicație pe telefon să-mi direcționez chestiile astea, gen lumini prin casă sau sunete. Și asta am descoperit tocmai jucându-mă cu asistentul ăsta de Google, că zici, hei, numele sau ce mai e pe acolo, recunoaște vocea și pe aia dai niște comenzi, gen, spune vremea, cine sunt eu, care e data mea de naștere, sună persoana X, face treburile astea dar am descoperit că mi-e mult mai ușor să iau telefonul în mână, să dau tap-tap, click-click, gata și am ajuns la ce vreau să fac. Probabil îți trebuie mult mai mult antrenament decât, să zicem, câteva ore cât m-am jucat eu cu Google Assistant. E simpatic așa de avut și poate în anumite ocazii, să, zicem, când speli vasele, ai nevoie să întrebi Google și să zici, ok, sună, sună vecinul sau sună, ce știu eu, Prietenii pe acolo, dar nu știu care e părerea ta de Google Assistant. Eu deocamdată nu m-am lipit prea tare de el. E activat, poate dacă am nevoie întreb de temperatură și cam atâta, dar un punct din punctul meu de vedere destul de limitat pentru mine. Da, bă, nici eu nu sunt neapărat fan. Eu sunt acum băgat în Universul Apple, deci echivalentul ar fi Siri, dar. Am și un Google Home Mini 2 din ăsta, pe care l-am primit cadou în momentul în care mi-am făcut contractul la energie electrică anul trecut. Că pe aici se practică asta ca să te agațe zi proprietarii, mă rog, furnizorii de energie electrică să mai facă un cadou așa, uh -huh. când încheie un contract. Și i-am primit un Google Home Mini 2. Și am zis, bă, ce fain, uite, chiar mă gândeam că mi-ar fi plăcut să-l testez, nu știu ce, să-l cumpăr. Bine că n-am dat banii. L-am folosit, cred că, de două ori por uh, m-am stat închis într-un sertar până acum când m-am mutat și aici având cumva mai multe camere am zis hai să-l scot iar din sertar și l-am pus în baie și efectiv mai dau drumul la muzică când fac un duș sau când mă spăl pe dinți sau când meșterești ceva în baie cum am avut acum de monta mobilă și prostit de astea și nevastă mea la fel. În rest Absolut inutil. Siri la fel. Singura uh, dată când o invoc pe Siri e când nu-mi găsesc telefonul prin casă sau uh, când uh, o pun să-mi să seteze o alarmă, dacă deja sunt pe jumate adormit și nu mai am chef să aprind ecranul. Dar în rest, chestiile astea nu știu. Probabil că sunt oameni care le găsesc utile. Pentru mine este useless. Într-adevăr, mult mai bine caut, plus de asta nu știe român, ar trebui să-i vorbesc în engleză sau germană, ceea ce nu e o problemă, dar e un pic penibiluț, adică, știi, uh, cel puțin aici, sau uh -huh. în România, să zic, să-l folosești pe stradă sau într-o situație publică. Auzi, uh. știi care e faza enervantă la asistenție? și că nu poți să-i alegi un catchphrase pe care vrei tu să-l să spomenești. Că acolo, no. fiind în Germania, tu ai putea să zice șaisă. Da, aș putea să-i zic orice, dar uite că nu găsesc, m-am tot gândit la ce aș putea să-l folosesc. E ok ca boxă Bluetooth, că se aude bine, adică are o calitate decentă a sunetului, pentru că de mic e și se aude destul de tare, deci cât faci o baie sau așa să dai drumul la o muzică relaxantă, cum face nevastă mea, e perfect. Dar efectiv asistentul, n-ai de ce. Clar, mult mai repede cauți ceva, mult mai repede te exprimi în scris pentru că îți dai seama că ai greșit, ștergi, scrii din nou, înțelegi chestii de genul ăsta. Uh, timpul de răspuns al lui e prea lung un pic ca să fie practic, mai ales când începi, să zici ceva, îți dai seama că ai zis o tâmpenie sau că ai greșit, uh, mm -hmm. trebuie să-i repeți sau mai știu eu ce, nu, nu mi se pare practic. Iarăși, într-o situație de asta super extremă în care n-ai mâinile libere și te ajută cu nu știu ce, sau pentru cineva care nu, efectiv nu are mâini, înțelegi, atunci Clar, are utilitate absolut Chiar ajută. bună, pentru că știe destul de multe și e în stare să rezolve destul de multe probleme sau cel puțin să-ți programeze întâlniri, calendare, bla, bla, dar altfel, zăbuț. Da. Adică pentru un utilizator uh, obișnuit e destul de ne. Da, uite, am reușit la un moment dat, am trimis e-mail, am spus, ok, zic trimite e-mail la persoana X. Și a mers, a funcționat treaba asta, a trimis e-mail și apoi la un moment dat am zis, ok, vreau să văd ce glume are. A avut câteva glume destul de simțite, chiar faine, terminia joc, știi? Și aia spune o glumă și asta foarte simpatice pe acolo. <laughs> și la un moment dat am zis, uh, thank you, așa din obișnuință. și după aia asistentul zice, I'm here to serve. <laughs> deci ăștia se așteptau ca oamenii să zică thank you la un, la un moment dat. Da, da, interacțiunea e simpatică și uh, uite, de exemplu, poți să o întrebi ce părere are despre Siri sau dacă o cunoaște pe Siri și o să ai parte din niște răspunsuri amuzante, știi? Uh -huh. Toate chestiile astea au fost programate știind că oamenii vor, vor vrea să experimenteze cu asta, dar iar e o chestie care, pe care o faci de două, trei ori și a dispărut farmecul. Da, cel puțin la mine așa a fost. Bine, în toată povestea asta a apărut o, o întrebare chiar faină, legată și de un articol pe care îl citisem mai de mult despre modul în care copiii se comportă cu roboții în Dubai. Copiii le dau la bătăie roboții, că și lasă lasă că n-au uh -huh. sentimente, știi? Și atunci a, a apărut o întrebare destul de interesantă și în capul meu și o discutam și cu partenera mea și, ok, este ok. Să fii, să zicem, cum zicem, nu bine educat, dar politicos cu, cu aparatele din jur. Chiar dacă e vorba de Google Assistant sau roboți sau, cine știe, în 20 de ani de zile o să avem chiar roboți umanoizi prin casă. Este ok să fii politicos? Părerea mea este că da, dar eventual sunt curios să aflu și eu răspunsul tău. Politețe e o chestie care nu trebuie să dispară în general. Adică e o, e o chestie pe care o faci din obișnuință, nu trebuie să te. Oprești din a fi politicos dacă felul tău e să fii politicos doar pentru că ai de face cu un robot. Pe de altă parte, dacă înveți de mic să fii politicos special cu un robot, aia nu e neapărat util, știi? Dacă mm -hmm. ești politicos din fire, o să fii politicos în orice conversație. Știi, știi ce zic? Știi, da, că în principiu, aia ziceam și eu. Ce, ce spuneau în articolul respectiv e că copiii dădeau șutul roboților, erau niște roboți de cât se mâna cu niște ouă cu roți, știi? O vale, așa. Și dădeau șutul roboților pentru că roboții n-au -au sentimente și ei nu simt. Dar chestia de politețe și de comportament în față de un lucru oarecare nu trebuie să fie legat de ideea că lucrul are sentiment sau nu. Deci nu aia. E vorba de o, de o bucată exact. de tehnologie. Așa cum tu nu mănânci cu furculița și după aia ei să o rupi în bucăți furculița și să o tântezi de pământ, tot așa nu ataci un robot pentru faptul că nu are sentimente. Normal că nu are sentimente, e un lucru oarecare, dar tu comportamentul tău nu trebuie să fie dictat de faptul că e un obiect care are sau nu sentimente, ci pur și simplu de faptul că ai de-a face cu respectul față și față de propria persoană, dar și față de, să zicem, evoluția tehnologică a lucrurilor respectiv, față de, și față de societatea în care existi. Așa că, în podcastul ăsta tehnocultură pot să spun că etica este chiar simplu de rezolvat când este vorba de comportamentul față de orice fel de lucru și orice fel de tehnologie. Ai respect față de societatea din care vii și ai respect față de progresul ăsta tehnologic. Și atât. Nu că are sentimente sau nu. A, da, normal. Bun. Și hai că ne-am ne cam întins așa cu discuția, dar poate mai prindem alte zile să discutăm despre roboți. Când îmi face și noi... Cumva mă gândesc că într-o zi o să încep să mă joc și eu puțin cu robotica, dar... Întotdeauna găsesc altceva de făcut sau întotdeauna sunt jocuri noi de jucat, așa că... nu. No. E viața grea, ce să zic. Este, da. <laughs> Și atunci, hai să trecem la, la, prima știre a mea, de la Science Alert, ci zice în felul următor. Rușii poluează spațiul cosmic prin testele cu rachete anti -satellit. Și asta mi se pare că a fost chiar de curând un test făcut recent, de către, recent fiind luni, luni pe 15 noiembrie. Că podcastul ăsta este înregistrat marți, în data de 15, pardon, 16 noiembrie, undeva pe la 6, 7, 8 seara, în funcție de fusul orar în care ascultă oamenii. Când noi suntem ascultați și în, și în SUA, și în China, și în Rusia, așa că auzi, e ora planetei. Cândva. Știi cum se zice vorba aia? E ora 7 seara undeva pe planeta asta, oricând, știi? Mm -hmm. Da. Și care, care este istoria? Ieri, rușii au testat o nouă rachetă antisatelit și ce s-a întâmplat? au lovit un satelit de -al lor mai vechi, să i se găsesc numele efectiv, și au reușit să-l distrugă în, în, vreo 1500 de părți care pot fi verificate, trăcuite pe, pe, cerul, pe cerul planetei este a noastră, Terra, să zic așa. Și gândește că sunt 1500 de părți, care, bucăți din satelitul respectiv, care pot fi verificate, dar mai sunt multe mii de părți mai micuțe, care nu pot fi analizate cu radio, cu GPS, cu ce vei mai departe. Și uite, ci că ținta rachetei a fost satelitul Cosmos 1408. Și era un satelit militar lansat în 1982. Și este un Signals Intelligence Satellite. Efectiv, ceva care să să analizeze semnalele și eventual să facă poze în secret. Și vorba aia, ci că de decenii întregi satelitul respectiv nu mai funcționa. Și ce au zis rușii? Mă, hai să-l distrugem, să-l testăm. Ideea, în principiu, e bună. Te duci, ai o rachetă, reușești să distrugi acel satelit. Problema e că atunci când distrugi orice lucru în low earth orbit, în orbita apropiată a Pământului, <laughs> îi, cum îi zice, tu generezi o problemă foarte mare pentru toți locuitorii din zona respectivă. Și e chiar vorba de locuitorii din, de pe Stația Spațială Internațională. Și acum stau să văd pe pagina de Wikipedia, când m-am uitat la un moment dat, zic, care era altitudinea, uite, da, uite, zice, pe la altitudine de 670-640 de kilometri. Deci, în mod normal, Stația Spațială Internațională e pe la aproximativ 400 de kilometri altitudine. Dacă se, te uiți în pe vertical, nu este extraordinar de mult, știi? Atmosfera în mod obișnuit, ai putea zice că se termină pe la 100 de kilometri și pe aia e tot mai rare fiată. Și stația spațială internațională orbitează pe la altitudinea aia, de vreo 400 de km. Satelitul ăsta, Cosmos 1408, orbita pe la altitudinea aia de 650 de km. În principiu, zice că nu e problemă mare, că toate bucățile alea din Asteroid care au ajuns să fie distruse, vor rămâne cumva pe orbita respectivă. Numai că e fals. <laughs> Unele bucăți se vor duce în afara orbitei, în Neant. La un moment dat, o să descoperi bucăți din satelitul acesta, poate chiar și pe planeta Marte, știi, în câțiva ani de zile. Și o să le descoperi și pe lună, dar cele mai multe dintre ele te poți aștepta să vină înapoi pe Pământ. Cum crezi că vine înapoi pe Pământ, pe Pământ dacă nu cumva orbita respectivă trebuie să aibă să zicem, raze tot mai mici. Cu alte cuvinte, mai devreme sau mai târziu, sunt șanse să se inter intersecteze cu orbita stației spațiale internaționale. <laughs> și atunci o să vezi distracție. Era un film, Gravity, să nu știu cum îi zicea, cu un accident pe stația da, spațială da, internațională. Gravity. Ei, tot Twitter-ul ieri seară țipa de faptul că se efectiv se recrează condițiile din Gravity, din filmul Gravity, cu ția făcute așa, și că toți ziceau, băi, Premisa firmului tocmai s-a întâmplat, <gură> chiar în perioada în care a avut loc explozia. O bună parte din Twitter la fel zicea că asunautii de pe stația spațială internațională s-au refugiat repede refugia într-un modul special, pentru că nu, știa, nu știau dacă vor fi și ei loviți pe parcurs. Și uite cum, rușii au vrut să arate că au, un sat, au o rachetă care ajunge așa de sus, ceea ce e fain, dar, pe de altă parte, dacă toată lumea începe să facă chestii din astea, la un moment dat creezi, efectiv, cum mai spune, un scut planetar. Numai că scutul ăsta planetar, în principiu, ce face, este să se țină pe oameni pe pământ. <gângânt> nu să te, să te protejeze de, de ceva din afara a planetei, știi? de a am și numit orcasul ăsta, ci că rușii creează un scut planetar. De fapt, scutul ăsta, <gânt> dacă mult mai mulți sateliți sunt distruși, scutul ăsta va avea menirea să ne țină blocați pe, pe pământ. Pentru că nu o să mai poți la un moment dat să faci, să zicem, transport în afara planetei, din cauza faptului că orice fel de rachetă te trimiți acolo e posibil să fie lovită de o bucată de metal de un kilogram, de exemplu, care orbitează cu, probabil, cu viteză de vreo 7 km pe secundă. Ce zici de treaba asta? E evident că e o problemă extrem de mare. Um... Prima oară când am auzit că au testat arma, am zis, bă ar fi testat-o și ei sau au tras-o așa efectiv în gol să vadă până la ce altitudine ajunge. N-am crezut că efectiv au tras într-un satelit, știi. Evident că mi se pare de o prostie ieșită din comun, dar na, de la unii te poți aștepta la orice. Uh, nici măcar nu pot să știu dacă poți lua în calcul unde se vor duce resturile alea. Adică e clar că nu le controlezi. E clar că fiind în spațiu, multe dintre ele își păstrează inerția extrem de, de mult timp și pot fi o problemă, pot lovi alți sateliți care la rândul lor pot să lovească alți sateliți și tot așa, se creează exact. efectiv o reacție în lanț. Bașca mai e și stația spațială acolo pe care sunt câțiva oameni săraci care n-au nicio vină. Și într-adevăr am ajuns într-un punct iarăși, din nou, într-un nou punct de de a ne juca cu, cu viețile unor oameni nevinovați și cu, nu știu, de a face demonstrații de-astea de forță ca la grădiniță, dar la nivel extrem de mare, la nivel spațial, în fine. Nu vreau să zic mai multe de atât, mi se pare o, știi mie, o ca niște, cretinătate. Ca și niște copii care se, se joacă cu cucul în nisipul cosmic, știi, efectiv asta se întâmplă, uite, eu pot mai bine, tu mai bine. În articolul da. ăsta de la Science Alert chiar spun ci că la un moment dat și SUA au, un, au atacat un satelit de-a lor în 2008 ca răspuns la uh, chinezii care au reușit să distrugă un uh, satelit propriu în 2007. Deci chestia asta se întâmplă de câțiva ani bun de zile. Numai problema care este? Sunt că... la fel de proști toți ca să nu discriminăm pe nimeni. Așa, hai, adică... să fim, hai să fim equal opportunity pain bringer sau cum vrei să-i spui, știi? Și treaba care e? Sunt cică mai bine de 4500 de sateliți în jurul planetei și atunci gândește-te, distrugi 1, 2, 3, 5, alea, aia distrug și mai mult și mai mult și la un moment dat, guess, guess what? Ghiți ce facem? Efectiv ce am făcut de fiecare dată ca o menire. Când am dus într-un loc nou, am poluat, am distrus locul, am distrus ape, pământ, păduri, tot ce vrei tu. Ne-am mutat peste ocean, exact același lucru am făcut. Ne-am mutat pe, pe alt continent, am făcut exact același lucru. Ne-am dus în vârful Himalaya, am făcut același lucru. Și atunci descoperind că dacă ne, du ne ducem în spațiu, teoretic ai vrea să fii, să zicem, om cu o minte mai de savant, mai academică, mai ceva. Nu. Dacă ajungi în spațiu, tot om prost ești. <laughs> Și duci poluarea cu tine în spațiu. Sau dacă nu o duci, măcar o crezi. Cum s-a întâmplat acum așa. Gândește-te... Pe lângă faptul că au distrus ăștia sateliți acolo, mai sunt sateliți inactivi, pentru că atunci când au lansat acești sateliți, nu s-au gândit prea tare, ok, la final de misiune, ce facem cu satelitul ăsta? Trebuiau să aibă suficient de mult combustibil să zică, ok, când se termină misiunea, facem o descendență, cum se spune, descending, acum traducerea corectă, nu știu, efectiv obligi satelitul respectiv să se probușească în planeta Pământ, dar undeva deasupra Mării. N-au făcut treaba asta. Și acum mai avem indivizi ca Elon Musk și Jeff Bezos care vor să umple tot cerul cu zeci de mii de sateliți micuți, care la rândul lor pot, pot genera probleme care mai decare. Înțelegi? Și uite cum, în loc să facem o treabă deșteaptă, până la urmă ne, ne aruncăm și efectiv poluăm mediul înconjurător, exact cum am făcut și pe Pământ. Acum facem și în spațiu. Și când o să ne ducem pe lună, la fel o să facem. Când ne ducem pe Marte, la fel o să facem. <laughs> și asta e un fel de istorie din asta, așa, un fel de aducere a minte că cu oricare nouă etapă tehnologică, cumva natura umană nu se schimbă. Oamenii cred că se va schimba și că vom merge mai bine, dar de fapt nu, natura umană nu se schimbă, știi? Și... Din păcate. Așa se întâmpla și cu internetul. Uită-te pe internet, cât de multe site-uri sunt moarte, ok? Cât de multe rutere în casele oamenilor până la urmă nu fac nimic și sunt folosite pentru botneți. Și vezi, cu fiecare nivel de tehnologie, fiecare descoperire nouă, s-a extins omul, dar s-a extins și prostia omenească, știi? Și este bine să ținem cont de stilul de a fi de, al populației umane ca să știm cum să ne protejăm de viitoare probleme și erori și ce vrei tu. de azi am zis... <laughs> Rușii creează un scurt planetar. Ei bine, au, au creat mai departe, mai degrabă, un fel de uh, viitoare cutie în care din care să nu putem pleca. Și nu numai ei, ci mai mulți. Uh, și cam atât. Poate să-i <laughs> Să ne țină captivi. Să ne vândă Coca-Cola și McDonald's. Coca-Cola și puțin comunism pe felie. Cine știe. În fine, cam asta am avut de zis. A fost un rant puțin cam mare. Îmi cer scuze, dar uh, nu vreau să-l... Uh, să-l ca să zic așa. Hai să trecem la știrea ta. Știrea ta pare ceva mai pozitivă. Da, știrea asta nu e a mea, e de... <laughs> curată de mine, ca să zic așa. E din The Verge um, și este vorba despre producătorul de de chipuri Qualcomm care s-ar părea că își dorește să uh, intre în forță pe piața PC-urilor cu procesoare ARM um, sau, mă rog, cu un sistem monocip pe bază ARM a anunțat deja planuri pentru stilul ăsta de procesare de generație următoare care vor cumva să realizeze ce a realizat M1 pentru, pentru Apple fiind vorba de o arhitectură similară și spun ei aici, foarte mândri sunt proiectate să, ca să stabilească noi performanțe în materie de PC-uri Windows Um, e foarte interesant pentru că ARM nu prea e așa de uh, răspândit pe, uh, pe platforma PC, pe Windows, din câte știu, eu, efectiv nu există uh, foarte multe exemple și, în general, alea care au fost până acum au fost destul de low-powered, nu prea au fost uh, uh, genul de, de procesoare care să ia prin surprindere pe cineva. Și e o mișcare interesantă. Qualcomm produce, după cum bine știm, procesoare cu arhitectura ARM de mulți ani de zile. Practic, cele mai tari flagship-uri cu Android folosesc sistemul chip făcute de Qualcomm sau cel puțin după, după design-uri Qualcomm. Și cumva dacă se face trecerea asta în, în materie de computere de, de la X86 la ARM, Qualcomm e clar unul din principalii concurenți care poate să facă chestia asta. Știi, au know-how, au experiența, au tot ce le trebuie. Cele de ce mai au nevoie e suportul Windows, pentru că în momentan nu știu cât de bun e suportul Windows pentru ARM. Dar știi că am vorbit noi cu un episod sau două de faptul că uh, Windows are platforma asta pe Windows 11 prin care poți uh, instala aplicații de Android sub Windows. Da, dar de, aplicații... de virtual machine, nu? nu e da, de... un virtual machine sau un emulator, dar cumva arată suport pentru că toate aplicațiile alea sunt făcute pe ar pentru arhitectură ARM mm -hmm. și atunci arată cumva un, o, că se îndreaptă în direcția aia, să zicem, știi? Și asta înseamnă că generația asta de de uri lui Qualcomm, dacă sunt, dacă sunt bine făcute și oferă ceea ce promit, um, s-ar putea să oferă o alternativă interesantă la clasicul duel la AMD. Știi ce zici? Știi care, care este treaba? Dacă nu ajungea industria asta de smartphone să se dezvolte atât de mult în jurul arm și după să dezvolte și sistemul un chip și după să facă și, să zicem, Uh, procesor eficient plus procesor performant, până la urmă nu le venea să de la Intel ideea să facă și ei acel același lucru. Că mi-e îmi pare că au compiat uh, puțin modul de lucru de pe mobile, știi? Ăștia cu Intel Alder Lake, cu generația asta 12, știi? Uh -huh. Și chiar, chiar, mă gândeam așa, uite, cum, cum au reușit să ia unii idee de la alții. Că îți dai seama, dacă nu se pregăteau sau nu-și băteau ăștia capul cu, cu asta, să se pe arm, de-a lungul anilor, probabil Intel în continuare mergea pe mai multe nuclee, dar nu avea achiziții performante și eficiente și astea. Și uite cum merg din un alta sau se influențează unele pe altele, ca să zic așa. <laughs> și... Da, e un lucru bun până la urmă, că creează concurență și știm că Teoretic, concurența are efecte benefice pentru noi, produse mai multe și mai de calitate, prețuri mai scăzute și așa mai departe. Și acum, ca să zic, ARM pentru Windows PC. Păi, zăi seama, ca să scrii programe pentru X86, ai, mi se pare, un instruction set. Uite, un programator, gen Dorin Lazar, ar putea să explice ceva mai bine care e diferența între ARM și să programezi pentru ARM și eventual să programezi pentru X86. Dar știi, pentru fiecare arhitectură din asta, Trebuie să scrii instrucțiunile într-un anumit mod. Și atunci, dacă poți să scrii ceva pentru x86, sigur voi scrie ceva și pentru ARM. Doar dacă va fi dorința oamenilor. Dar gândește-te că de vreme ce Apple a scos M1 și le-a ieșit atât de bine toată treaba asta, trebuie putea aștepta că pentru desktop, pe lângă Intel și AMD... Și Apple, acum mai nou, să mai apară și alte firme. Poate chiar Qualcomm, Qualcomm al nostru să vrea să intre stick pe partea de, de desktop. Acum nu știu dacă Qualcomm cu ocazia asta chiar vrea să intre pe partea de desktop sau au făcut o chestie de proof of concept. Nu știu care e treaba. Dar o să ai mai multe firme, știi? Da, din, din, ce zic aici, pă, e vorba efectiv de un Uh, procesor scrie în, în poza asta, e vorba Arm Compatible CPU design by nuvia team. Arm compatible nu știu exact ce înseamnă că când un producător zice X compatible, înseamnă că e dar nu prea. În fine, rămâne de văzut. Ideea e că până și chestia asta, cu diferența de, de programare între Arm și X86 tot apă a demonstrat că e foarte ușor de, de trecut de la una la alta cu uh, softul rozeta. Uh, există în continuare multe aplicații. Apple care nu au fost traduse pentru ARM nativ. Dar există sistemul ăsta numit Rosetta care efectiv traduce aplicațiile native x86 în ceva ce poate înțelege procesorul ARM. Și chestia e că performanțele sunt on par, da? sunt pe măsură, deci nu, nu, se observă o scădere drastică în performanță. Unele lucrează la fel de bine ca și cum ar rula nativ un procesor x86, altele culmea mai bine. Încă nu știu cazuri, probabil ar fi, de aplicații care să ruleze uh, mult, mult mai prost decât nativ. Știi? Deci, uh, iarăși, diferențe sunt, dar uite că dacă se vrea, se poate trece și peste astea. Na, uite, vezi, la, la, în toată chestia să văd o singură știre bună și, respectiv, vom avea o nouă serie de procesoare pentru desktop. Nu o să mai depinzi numai de două firme, AMD și Intel, care se bat totdeauna cod la cot, O să fie mai, multe, mai multă varietate. Și uite, gândește-te câți oameni obișnuiți, care merg să știu ce știu, să meargă să-și facă treaba de birou, ori pe acasă. Majoritatea oamenilor care au calculator acasă nu au nevoie de chestiuni extraordinare performante, nu? Și atunci ei, de fapt, să ai să te gândești pentru ce știu părinții sau bunicii noștri, dacă vrem să le luăm acasă, de fel un Chromebook e numai bun. Și Chromebook ăla nu are nevoie de performanță extraordinar de mare. Așa că, odată ce ai și platforme pe ARM și așa mai departe, o să meargă treaba chiar foarte bine. Adică, uite că o să apară un 1, 2, 3, 5, 6 jucători noi în viitorul deceniu, și asta înseamnă că e numai bine. Acolo unde e competiție, e un lucru bun. Și mă bucură enorm. Că, până la urmă, știi, noi sau eu, ca fan de tehnologie, nu mă prea interesează pe ce-i făcut ca instruction set sau ce vrei tu, ci mă interesează să văd dacă pot să-mi fac randare audio-video cum trebuie, că mai fac și una și alta, și dacă pot să joc jocul video. Pe ce merge? Nu știu, poate să meargă pe codiță de hamster. Nu că m-ar interesa prea tare, știi? Da. E, cam, cam asta am avut eu de zis. E important că există o nouă alternativă. E interesant că vom avea un competitor din afara sferei x 6 Rămâne de văzut cum se compară. Dacă e să luăm exemplu Apple, s-ar putea să fie ceva mișto, da? ceva low power, high performance, dar rămâne de văzut cum, cum se va mula pe, pe, Windows chestia asta. Ei, o să meargă bine. Ca ferestele, știi? Pune o, o fereastră rotunjită și rezolvă toată problema. Hai să mergem mai departe. Următoarea știri de la Extreme Tech și anume faptul că Rockstar a ratat, cum îi zice, lansarea GTA The Definitive Edition. Eram chiar fan într-un fel, să văd cum va fi treaba asta cu GTA The Definitive Edition. Și, așa ca pregătire, îmi și luasem acum câteva săptămâni bune, am luat Vice City, ce am luat, Science, San Andreas, le-am cumpărat eu. În ideea că, poate, poate pe viitor ăștia vor reuși la un moment dat să-mi dea, cum îi zice, partea asta Grand Theft Auto să mă dea pe, pe un preț ceva mai mic. Deocamdată n-am văzut treaba asta. Chiar m-am uitat acum în platforma Master Rockstar și nu am nimic ca reducere de preț sau ceva. Dar nu asta e problema. Problema de care s-au plâns foarte mulți oameni a fost faptul că în jocurile astea, până la urmă, au scos anumite soundtrack-uri care erau cumva potrivite pentru anii 80-90. Deci au fost scoase grafica nu este chiar așa de interesantă și de plăcută pe cum ar fi vrut oamenii să fie, știi, pe acolo. Și atunci a mai fost o problemă destul de mare pentru că la un moment dat oamenii vreau să joace jocul și pentru că serverele online de autentificare picaseră, oamenii nu puteau să joace jocul. Cât a fost? O zi? Aproape două. A fost toată platforma picată de la ăștia, de la Rockstar și nu au putut urmai. oamenii să joace jocul. Și a fost destui fani, care chiar și, măcar așa, ca, ca nostalgie, ar fi vrut să joace ce, ce și eu, poate GTA San Andreas. Și n-au putut. Jocurile alea, gândește-te, n-au fost făcute cu ideea de a avea un fel de DRM online. Să te verifice să fie online, ca să-ți dea voie să joci jocul. Și au, au cam picat. Și asta a fost o lansare ratată. Și este un lucru foarte trist, că de am și vrut să vorbesc în podcast despre ea tot felul de lansări, de jocuri, de orice fel, vezi că au cât de un bug din ăsta suficient de mare care te enervează. A fost problemă la un moment dat și cu forța 4 sau 5, ce mai e? Cred că mi l-am pus și eu prin listă, asta cu mașini noi. Horizon 5 e cel mai nou. Forța Horizon 5. Forța Horizon 5, da, uite, l La fel, se plângeau că nu reușeau să intre online din cauza faptului că serverele erau picate. Și nu se întâmplă o dată sau de două ci se întâmplă foarte, foarte des. Dom'le, nu poți să ai o lansare de joc care să fie, nu trebuie să fie perfectă, dar să fie ok, să te duci liniștit așa, nu știu, devine foarte dezamăgitor. Da, de uite, e Far Cry 6, e lansat de mai bine de o lună, de obicei jocurile Far Cry sunt faine, sunt bine de la lansare încolo, dar tot nu l-am luat și cred că mai, mai, aștept o lună, două, ca să mă asigur că nu sunt plângeri mari legate de jocuri, știi? Și e, e trist, nu știu, nu se poate să se facă o lansare ok? Știi care e chestia? Se întâmplă un lucru pe care l-am mai vorbit noi aici și care se face din ce în ce mai simțit. Ei nici măcar nu, nu mi se pare că își mai dau silința din, din, dorința asta nebună de a economisi bani, de a face bani căcălău pe românește cu orice preț. Fac hype-uri la niște produse sub norma la care ar trebui să fie, sub nivelul de calitate la care ar trebui să fie, le scot pe piață ca tot oamenii să fie beta-testări, știi, și să descopere tot felul de baguri, unele mai puține, nervante, altele extrem de, de proaste, altele game breaking, mm -hmm. și după aia peciuiesc și pe ce și peciuiesc de efectiv. Nu mai merită să cumperi nimic în ziua de astăzi în ziua în care apare, bașca, mai sunt și oameni care cumpără early access. Eu nu știu cum, cum îi mai convin pe oamenii ăia să facă chestia asta. Pentru că efectiv sunt din ce în ce mai, mai proaste, e ridicol, adică mai ales când vorbim de jocuri al căror preț a crescut în ultimii ani, vorbim de, nu știu, case de producție cu reputație de apărată în anumite situații, știi? vorba aia, Microsoft. Microsoft totuși e una din cele mai reputate case de producție de jocuri. Uh, uite, până una alta Sony se mai se, se, ține bine și menține reputația, sper să nu și-o strice și ei. Dar Rockstar în general a avut baguri multe la lansări din totdeauna, cred că și GTA 4 a fost și la San Andreas, au fost probleme. Acum a faptul că au relansat niște jocuri vechi și tot au tot felul de probleme dubioase, <laughs> Na, e, e, cu atât mai rușinos. Ce pot să zic? Mie nu-mi place chestia asta. Apropo, vorbeam cu niște amici chiar azi care și-au uh, cumpărat Battlefield ăsta nou, Battlefield 2042. Noi jucând Battlefield, fiecare ediție de la Battlefield 4 încoace în, în rețea, toate au avut la fel probleme de la început și ăsta are o grămadă de baguri și totuși e ceva full price, adică unii efectiv au dezvoltat o strategie din asta, știi? Să lanseze niște jocuri doar ca să îndeplinească deadline-ul, chiar dacă ele n-ar trebui să vadă lumina zilei încă șase luni acum încolo. Și apoi, hai, că le pe rând, că ce o să și facă. Au dat banii pe ele deja, știi? Eu sunt, eu sunt de acord ca ei să amâne jocul, chiar să anunțe, băi, trebuie să-l amânăm vreo șase luni. Mai bine amâne jocul, Cu odată ce le-ai lansat prost, chiar era o vorbă undeva, odată ce ai lansat un joc prost, așa va fi ținut minte că fiind lansat un joc prost. Și atunci, de ce nu? mai amâni. Amână pentru că e o chestie pe care am învățat-o și eu ca web developer. Când lucrezi la chestiuni de software, ai un deadline, dar niciodată nu trebuie considerat un hard deadline. Să zicem, în trei zile. Întotdeauna apar chestii noi de lucrat, lucruri de modificat, ce știu, platformele se schimbă, tehnologia se schimbă. Trebuie să dai niște timp, să zicem, general. Și de, cele mai multe ori, mai bine să nu anunți jocul până nu a trecut de beta testing. Măcar să fii trecut de beta testing și atunci știi că poți să începi să-l anunți ca să meargă în lumea largă. Nu să faci beta testing după ce l-ai lansat. Știi? <laughs> și e chiar culmea. Da. E, ce să zic? Mi-ar plăcea să văd că oamenii sunt mai mai responsivi la chestia asta și că nu se mai aruncă să bage banii în precomenzi pre și în early access și așa mai departe, ca să ceară efectiv producătorilor să schimbă strategia și să ofere jocul dorit și... Aștepta de toată lumea de la început. Uh, uite, eu de -aia am și acum jocuri pe care le joc, care sunt de acum 2-3-4 ani și abia acum le-am învrednicit să le cumpăr. Unul la mână că sunt la reducere deja și doi la mână că sunt în punctul în care sunt the best they're gonna be, adică au fost peciuite de suficient de multe ori și probabil că altele nu vor mai apărea, deci uh, pot juca cea mai bună variantă a lor, să zic așa. Dacă am asta și ideea mea. De aia mai, mai aștept. Și de fapt asta e și sfatul meu. Când îți iei un joc, așteaptă vreo câteva luni de zile și după aia poate o să re reușești să îl joci cum trebuie. Cel mai bine ar fi să poți aștepta un an sau doi ani de zile. Uite, Cyberpunk am așteptat și după la câteva luni de zile, tot degeaba am așteptat că la un moment dat, când erai aproape de mașină sau când erai chiar pe mașină, nu făcea reflexia persoanei. Refle ți îți arăta reflexiile lucrurilor din jur și a persoanelor din jur, dar tu, ca personaj în joc, nu ți arăta reflexia ta. <laughs> știi, mm -hmm. e, e culmea, o chestie pe care teoretic toate jocurile au rezolvat-o de nu știu când știi? și în fine, oricum ce vreau să zic, uite, un nou un joc mai nou, ceea ce apare acum de curând, de care sunt relativ interesat, este Sherlock Holmes Chapter 1 e joc 3D și acolo că se bate cu ăștia, sunt chiar curios, o să apară, ceea ce că e lansat -a astăzi, nu poți să-l cumperi încă, dar abia aștept să apară mai multe review-uri cu Sherlock Holmes Chapter 1 pare interesant așa. Și... Da, în general universul Sherlock Holmes e interesant. Am auzit și eu de el, dar nu m-am interesat foarte tare încă, dar mi-ar plăcea să-l joc dacă, dacă e un joc decent. Um, am mai jucat... Tot... Da. Spune. Da. Ok, hai că zic. Am mai jucat jocul nasa isometrice, știi, vezi cumva un, relativ 3D, da. dar trebuie să-i indici unde să se ducă, la ce indicii să se să se uite. În jocul ăsta e chiar 3D, full 3D, first-person shooter, cum ar veni, sau uh, third-person shooter, TPS, nu știu, una din două. Și pare destul de, de, de făinuți. Acum scurios. Să așteptăm review-urile și gândește că și review-urile sunt, nu sunt întotdeauna cele mai sincere. Pentru că sunt șanse mari ca tot felul de outlets, de la PC Gamer până la orice altceva. Ei vor primi jocuri cumva bine pregătite sau bine lucrate pentru situațiile respective, adică pentru review. Și ceea ce primește un retail s-ar putea să nu fie exact același joc pe care l-au testat ei acolo. Înțelegi? Exact. Plus că și... în trailer au stilul ăsta și talentul de a-l face să pară superb și de neratat și asta știm inclusiv în filme că se întâmplă. Cele mai bune trei scene le-au le, -au, uh, le -au <laughs> încropit într-un trailer și când vezi filmul pe de-a întregul îți vine să-și cer banii înapoi, știi? Da, cam așa. Dar cred că până, până la ora asta ne-am învățat cu toții să nu credem în, în trailere, nici de jocuri, nici de video. Așa că nici de jocuri, nici de filme. Bun, și cam atât am vrut să zic eu despre subiectul ăsta. Sunt curios să um, vor... Dacă toți suntem la capitolul jocuri, hai să uh, recomand și eu un joc pe care l-am terminat săptămâna asta. Am jucat The Playtale Innocence, se numește jocul. Uh, nu știu dacă ai auzit de el am poate. Auzit, auzit... L-am pe listă pe undeva Cred că în Epic sau pe undeva A de... fost dat gratis la Epic la un moment dat uh -huh. Și l-am luat și eu um, E un joc, nu e triple A, e doar A um, E un joc de decent cu o grafică bună Și cu o poveste foarte faină Mi-a plăcut să-l joc Are câteva elemente noi diferite uh, De deci ce am jucat până acum Și pe de altă parte un feeling din ăsta old school Pentru că e liniar, nu e open world Și cumva mi-era dor de un joc de genul ăsta pentru că eu nu prea sunt fan jocuri open world în care, nu știu, umbli cu orele prin joc doar de dragul de a umbla până la următoarea misiune. Uneori au și astea farme cu lor, dar altă dată vreau doar să joc povestea și atât. Ei bine, jocul ăsta e genul ăla de joc, relativ liniar, um, are de toate, are sidekick, are dramă, are emoție, are o mecanică destul de interesantă. Și nu vreau să dau spoilere din el, dacă vă plac jocurile de aventură. Pe scurt, povestea e undeva în epoca medievală în Franța, o familie din asta de boieri. E ucisă de, de către Inchiziția Britanică sau mă rog, de niște britanici care vor să cotropească pe acolo, și se întâmplă o serie de, de evenimente uh, ciudate acolo. E de jucat, mai ales dacă l-ați prins când a fost gratis pe Epic și n-ați apucat să intrați în el. E recomandarea mea de săptămâna asta. Cool, foarte fain, mersi fain de recomandare. Hai să trecem la articolul din Motor Trend pe care l-ai linkuit aici în show notes. Da, um, uite, Motor Trend a dat de curând premiile sale. Pentru cine nu știe, Motor Trend e una din cele mai respectate reviste auto moderne din, din Statele Unite. Au aproape 7 milioane de subscriber pe YouTube. Uh, uh, au articole multe, au scris la ei mulți youtuber celebri, printre care Dac de Muro și um, alții um, au articole destul de bune și niște tip talentați care scriu pentru ei. Și recent au decernat uh, premiile uh, revistei. Și câștigătorul premiului întâi a fost unul destul de neașteptat din punctul meu de vedere, dar uh, nu-mi pare rău să văd chestia asta. E vorba de, de o companie nouă și mică deocamdată, care se numește Lucid și mașina lor, Lucid Air, a câștigat uh, premiul mașinii anului. Vorbim de uh, mașinii anului 2022, apropo, că așa se face în lumea auto. Premiul se dă pe anul următor. În fine. Ideea e că Lucid pentru cine nu știe, se dorește a fi principalul competitor al lui Tesla pe, pe piața de mașini electrice. O parte din fondatorii companiei chiar au lucrat la Tesla, dar nu pot să zic că știu extrem de multe despre companie, va trebui să mă interesez. Știu de proiectul ăsta de mai multă vreme, cumva am fost sceptic pentru că mi s-a părut tot așa un spin-off nereușit de, de Tesla. Da, uite că au reușit să câștige premiul mașina anului. Chiar de curând au, au început să livreze mașina care se află în producție de câțiva ani și uite, îți dau un link aici în Discord pentru că astăzi au postat și review video, poate la adaugi în, în note. Um, e bine, Lucy, după cum am zis, a lansat mașina asta ca o alternativă la, la Tesla Model S. Evident, nu se dorește a fi o alternativă banală, ci una mult mai, mult mai performantă. Uh, promite undeva o putere la de peste 1000 de cai, zic, e, până la 1111 cai, ca să fie așa o cifră din asta uh, frumoasă, 4 de 1. Um, în varianta maximă de de putere și o rază de uh, uh, adică o autonomie de 520 de mile, care ar veni undeva la peste 700 de kilometri. Ceea ce e incredibil 700 de kilometri ar fi o cifră Pe care aș putea o tolera și eu, și eu La o mașină electrică Mi-ar satisface majoritatea necesităților în, Din punctul ăsta de vedere Dar ce e Cel mai interesant la mașina asta E că cumva oamenii ăștia Care am spus unii dintre ei Au lucrat pentru Tesla, alții au lucrat pentru alți Producători renumiți de, de automobile am învățat din greșelile Tesla și din greșelile altor producători care au mers pe drumul ăsta al mașinilor electrice și au, au inovat și au schimbat multe concepte. Uh, au făcut o chestie care e din ce în ce mai rar întâlnită în domeniul auto și știu asta pentru că lucrez în domeniul auto de câțiva ani. Um, au dezvoltat propriul lor motor electric in-house. Uh, nu prea se mai întâmplă chestia asta de da, da. obicei Auzi, întrebarea mea e cât de mult să zicem, inginerie trebuie să meargă într-un motor din asta electric? E, uite, ai fi surprins să știi, pentru că um, motoarele electrice, deși sunt tehnologie veche de sute de ani și au trei componente, efectiv, un stator, un rotor, niște bobine. Ei bine, în continuare se află în dezvoltare, că nu e nici asta așa de simplu. Motoarele astea uh, pentru mașini electrice cu uh, pe voltaj foarte mare um, sunt mai complicate decât am crede noi, și există în continuare loc de îmbunătățiri, în principiu, ca să reduci uh, dimensiunea motorului, dar în același timp să-i păstrezi să-i mărești puterea. Știi? Um, sunt uh, electronist amator, dar n-aș ști uh, să explic acum foarte bine uh, cum se face chestia asta. Ideea e că, în, în, în funcție de cum ai înfășurările pe, pe stator, da? cum, uh, cum ai bobina aia poți băga mai multă sau mai puțină putere motor și așa mai departe. Ei bine, ăștia folosesc un sistem de 900 de volți, care e, cred că, cel mai mare, de, din câte știu eu, de pe o mașină electrică până acum. Porsche avea un sistem de 800 de volți, Tesla cred că e pe mai puțin, 400, dacă nu mă înșel, nu mai știu exact. În fine, ideea e că e cel mai mare voltaj, baterii mari, încărcare rapidă, zic ei, undeva la 500 de kilometri în 20 de minute. De încărcare pe un încărcător super rapid, ceea ce sună super bine, dar în practică am mai vorbit noi, e foarte greu să dai de un încărcător de genul ăsta pe, pe străzi, efectiv. Poate știți? au folosit încărcătoarele Tesla? E, asta știm că nu se poate, cel puțin deocamdată, doar în Olanda și nu cred că au testat acolo încă. Uh -huh. În fine, pe lângă asta, au dezvoltat cumva și sistemul de transmisie in-house, adică e diferit de ce oferă. Ceilalți producători, de exemplu, Tesla nu are o cutie de viteze propriu-zisă, are doar o reducție de la motor până la puntea care transmite puterea la roți. Porsche are o cutie de viteze cu două trepte, pentru că motoarele electrice, având cuplu foarte mare de la zero turații, n-au nevoie neapărat de viteze. Dar Tesla, Porsche, pentru a îmbunătăți cumva performanțele la, la viteze joase, accelerațiile, au, au decis să facă cutia asta cu două trepte. Și oamenii ăștia au dezvoltat un fel de sistem planetar, iară ceva uh, inovator, scrie aici în articolul ăsta mai multe despre el, uh, care tot așa ajută la autonomie și la performanțe. În fine, foarte multe detalii tehnice noi, uh, interiorul e o combinație de Tesla plus ce-am mai văzut și la alți producători, uh, dar e extrem de luxos, uh, Auzi, multe, da, multe, multe echipamente. Măcar are portul USB, că de curând ăștia de la Tesla au, au trimis... Uh mașini, mașini fără portul USB. Și oamenii au descoperit doar după aia. Băi, ce se întâmplă? Mă, cred că are portul USB. Nu m-am uitat prin toate cele 107 poze pe care le-au postat ăștia de la uh -huh. Trend, Dar cred că are poze portul USB. N-am apucat nici să văd video pentru că a ieșit destul de târziu și n-am mai reușit să-l văd. abia aștept să-l văd acum, după ce terminăm noi să înregistrăm. Dar, ca să nu lungesc foarte mult povestea, cine își dorește poate citi mai multe în articol sau să vadă video. E o alternativă cu adevărat prima alternativă reală la Tesla. Eu am considerat Taikanul întotdeauna cumva un fel de Tesla peste adică nu neapărat o alternativă pentru că nu are același stil de caroserie, e mult mai mult orientat spre sport pe când Tesla se vrea o limuzină mai clasică ca performanțe și așa mai departe da, există o bătaie acolo, dar nu sunt neapărat n-au neapărat același public știi? asta a fost părerea mea ei bine, ăștia de la Lucid cumva țintez mult mai aproape de, de ce oferă Tesla până acum ceilalți producători în continuare nu sunt în joc, cel puțin nu pe segmentul ăsta de limuzine de lux să zicem, știi? Și uite, se pare că au intrat în așa de mare forță că au reușit să ia din start locul de, de mașina anului, cel puțin în opinia celor de la Motor Trend. Poate încearcă să le ofere și un impuls așa și să, să bage bățul prin gard la, la, Elon Musk, dar ce pot eu să spun personal, ca aspect clar mașina asta este mult mai mișto decât Tesla, pe de altă parte Tesla are aproape 10 ani vechime de design-ul. Um, ca performanțe, sincer, 1100 de cai oricum e cu vreo 500 mai mult decât ai avea vreodată nevoie, dar în fine, cu cifre din astea și cu ceresc ei uh, clientela. Și cea mai convingătoare chestie, dacă ar putea să ofere 700 de kilometri reali de autonomie cu o singură încărcare, asta ar fi o chestie grozavă. Evident, eu nu îmi permit mașina asta pentru că varianta prezentată aici costă până pe la 140.000 de dolari. Um, se pregătește și o variantă de buget pentru săraci, <laughs> între ghidimele, până la 7, 7 de mii, Dar uh, e foarte mișto ce promite aici Evident, uh, s-ar părea că nu e totul perfect, nu e detaliat în articol ce anume nu e perfect, dar nici nu ne așteptăm Vorbim totuși de o companie nouă care nu poate să facă tot din prima perfect. Dar păi, ce am văzut momentan e foarte promițător. Și că arată bine. Dar acum întrebarea mea este firma asta având până acum mașini de orice fel sau acum, acum au creat? Nu, nu, nu. E, e startup. Da, e prima lor mașină. Mai lucrează acum la un, un SUV pentru că SUV-urile se vând cel mai bine și de. Era cumva firesc. Dar asta e prima lor mașină. Nu știu foarte bine povestea mașinii pentru că cumva am luat așa în zeflemea în momentul în care a apărut, am zis, a, încă unii, știi? care merg pe rețeta Tesla. Dar din câte știu, știu că unii dintre oameni au lucrat la Tesla, alții la GM și cumva dacă au învățat din, din lecțiile ăsta, produsul final s-ar putea să fie unul bun. Sprijinau slavă Domnului, precomenzi au avut extrem de multe și vedem, vedem cum, cum se va comporta. Mie îmi place, îmi place cum arată mult Performanțele pe hârtie Evident sunt excelente Dar nu o să-mi permit una niciodată Deci mă, mă liniștesc Mă consulesc cu astea Auzi că, pe... că, că tot discutăm de mașini din astea electrice ha, O întrebare întrebătoare Ce îi zice de un Apple Car? Nu mi se pare o idee bună Un Apple Car Adică nu mi se pare o idee bună Până la urmă orice mașină bună e o idee bună Știi? Nu mi se pare o idee bună ca Apple să aibă țelul ăsta Ar putea oricând să colaboreze cu un producător established E un drum foarte greu uh, Și mașinile se fac cu profituri foarte mici Ceea ce știm că nu stă în caracterul lui Apple care vrea profituri foarte mari uh, Dar marja de profit pentru, pentru mașini în general e destul de micuță Și poți foarte repede să dai kicks și foarte ușor în fine, nu strică să încerce, adică mi-ar plăcea să văd ce iese de acolo. Dar de ce am zis în, la început că nu sunt de acord? Pentru că ei vor tot timpul să facă lucrurile un pic diferit, au ecosistemele lor proprii destul de închise și dacă în materie de telefon mobil m-am împăcat cu ideea asta și funcționează suficient de bine încât să pot trece peste asta, știu că cel puțin în materie de mașini, diferențele prea mari de sisteme, de nu știu, tot, de la încărcare, da? că vorbim cel mai probabil tot de o mașină electrică și așa mai departe, creează doar probleme. Știi? Uite, de exemplu, toată lumea tânjește la Tesla Supercharger și Tesla nu vrea să le dea la liber în continuare. Și atunci se creează discrepanțe din astea, discriminări de care nu avem nevoie. Benzina e la fel, da? indiferent ce mașină ai. Teoretic și curentul electric la fel, dar pompele diferă. În schimb, pentru benzină, pompele nu diferă de la o benzinărie la alta. Um, și asta ar fi, da, iarăși o discuție în care ne putem lungi mult și bine, dar n-are rost. Um, sunt știi, de părere că decizie de business greșită, dar nu. Se știi, poate, poate ieși ceva bun de acolo. Știi cum e? A fost un, o zvonistică undeva pe săptămâna trecută, după ce am avut podcastul, ci că se pare că o firmă, Vana Rama, a creat, a creat niște rendering, niște imagini randu randuite după niște brevete din astea ale Apple și teoretic Apple ar vrea să-și facă propria lor mașină electrică prin 2026. Păi s-a mai vorbit că ar fi vrut și... să colaboreze ba cu Kia, ba cu nu știu cine și până la urmă s-au sucit și au zis facem noi pe cont propriu. Și imaginile alea sunt pe, pe toate site-urile. Dacă cauți Apple Car găsești. Seamnă un fel de Cybertruck alu ăsta de la Tesla. Dar, uite, ar fi interesant. Ar fi interesant de văzut când firme mari, gen Apple, se bagă pe direcția asta. Deși ai, ai crede că ar fi ceva atipic, dar până la urmă, uite-te că și Amazon s-a băgat pe chestia de retail offline, gen Amazon Fresh. Și așa că nu ar fi minune mare să vezi în câțiva ani de zile, poate 10 ani de zile, Apple Car, Amazon Car, Microsoft Car, le vezi pe sadă. Um, trebuie să vină cu niște chestii super bune și super diferite ca să mai aibă loc, pentru că eu oricum sunt de părere și eu sunt un pasionat de mașini și toți sunt de părere că sunt prea multe mașini pe piață, adică prea multe modele, uh, multe dintre ele au început, mai ales în ultimii 50 ani, să se canibalizeze unele pe altele, să semene atât de mult între ele încât nu mai știi oricum pe care să o iei și așa mai departe, știi? Deci trebuie să vii chiar cu chestii noi ca să mai ai loc pe piața asta. Ok, hai că vin eu cu ceva nou, nou care, va, care sigur va avea loc pe piață și anume putem vedea după colț cu sisteme en loss în timp real. Și acum să, să, despachetăm știrea asta de la Tech Explore. Ce să vezi după colț în timp real. Și acum, în principiu, vezi după colț dacă te uiți cu o cameră după colț Sau vezi după colți dacă te uiți sub cu ochii tăi sau cu o oglindă. Ei bine, ce au făcut tipii ăștia, și vorba aici de, până la urmă, de cei de la Universitatea din Wisconsin, Madison, din SUA, ei ce fac? Ei, reflect, ei luminează un perete cu laser. Laserul respectiv reflectă în încăpere, dar după un alt perete. Deci tu ești în hol și tu reflecti lumina pe peretele din cameră, lumina aia se reflectă în camera respectivă și atunci tu ce faci? Tu ai niște senzori pregătiți care îți reușesc să prindă una la mână fotoni individuali care sunt reflectați din cameră, din peretele respectiv, unul, și doi, al doilea, poți să diferențiezi dintre un foton și altul la mai puțin de nanosecunde, la o mie de nanosecunde, știi? Și asta a făcut tipii ăștia. Tu luminezi cu laserul un perete, sus, jos, stânga, dreapta, ca și cum ar fi, să zicem, o, o un fascicol, din asta de electroni în vechile cum îi zice, în vechile ecrane CRT, știi? Tuburina. În, în tuburile CRT se zicea, stânga, dreapta, sus, jos, știi, ceva de genul ăsta. Ei, hey, reflect un laser în stilul ăsta și apoi ai niște senzori foarte specializați care sunt în stare să sprinde și fotonii și la, la, distanțe în timp extraordinar de scurte. Și atunci, găsuat, what? A să facă imagini monocrome, filme monocrome la 5 cadre pe secundă cu oamenii sau cu obiectele din camera cealaltă. Efectiv, deci, tu ai dispozitivul ăsta într-un hol, luminezi laserul în camera respectivă și reușești să prime, să analizezi reflexia de fotoni venit înapoi ca să-ți dai seama ce e după colț în camera aia. Acolo, tehnologie SF care nici măcar n-ai văzut-o în niciun fel de film. Efectiv. Da, e destul de interesant ce au reușit băieții ăștia să facă. Mă și eu acum la video. Um... Și, efect... deci, acolo, în filmulețul respectiv reușește să distingă o persoană, corpul, partea de uh, torace, partea de sus și cu mâinile. La un moment dat, cineva are un fel de jucărie de plus și un rechin, îl aruncă în sus și în jos și se reflectă înapoi și, într-adevăr, se vede pe monitorul respectiv cum a prins un blob, o formă relativ umană, ca să-ți dai seama că e cineva care se mișcă acolo. Și bineînțeles au, au, avut nevoie să, folosească, să se folosească de niște senzori foarte scumpi, foarte mulți, deși ei zic că chestia asta se poate face cu tehnologie ușor de găsit în magazine, nu chiar așa de ușor, pentru că în principiu degeaba ai senzorii respectivi, dacă nu ai și algoritmi, la un moment dat i-au pomenit de două, două tipuri de algoritmi de analiză a semnalelor, și să vezi cum zic că ei așa ceva de genul, ci că Uh, trec printr-un uh, algoritm numit Frequency Domain Histogram, și după aia îl propagă printr-un uh, Relay Summer diffraction algoritm Nu contează. Ceea ce, ce au reușit ei să facă, au creat propriul uh, lor algoritm prin care să-și dea seama, în funcție de distanța și timpii de venire a acelor fotoni, cum să reconstruiască o, o imagine. Și un proces similar, bineînțeles, alt uh, algoritm a fost folosit inclusiv pentru camera aia Trillion Frames Camera, dacă ai auzit de ea. Adică o mie de miliarde uh -huh. de cadre pe secundă, timp în care au reușit să vadă cum lumina merge dintr-o parte a unei sticle cu apă în partea cealaltă și să vezi cum fasciculul de lumină se plimbă așa frumos dintr-o parte în alta, și cum, cum, anumite părți din lumină se reflectă pe marginile sticlei și pe aia ajunge pe fundul sticlei. Era o sticlă de Coca-Cola pusă în lateral. Când ajunge în fundul sticlei, fasciculul ăla de lumină se reflectă și efectiv ca o, ca o pată de vopsea. Se duce așa pe pereții sticlei respective. Genial. Și acolo, bineînțeles că n-au avut o cameră super mega performanță prin care au reușit să prindă acel semnal. Ceea ce au reușit și în cazul respectiv este să facă să transmită milioane de fascicole din asta de lumină și au avut o cameră specializată care reușea să facă înregistrarea fascicolelor la timp precis, doar pe un, pe un, pe un singur pixel, pe o, pe, o, pe o lățime de un pixel. Și au făcut de câteva mii de ori pe un pic, pe o lățime de un pixel, mii de ori pe o lățime de alt pixel, până a reușit să reconstruiască întregul film, știi, timp de săptămâni și luni întregi, știi. Dar e interesant de văzut că până la urmă au reușit să filmeze, într-un fel, lumina în zbor. Efectiv, lumina în zbor. Și lumina asta este mai iei, extraordinar de rapidă, 300.000 de, de, km pe secundă. Și în cazul ăsta, ai văzut, s-au folosit de niște algoritmi și au fost foarte deștepți, reușesc să facă tehnologie din asta care se vadă pe după colț. Ceea ce vedem aici va fi aplicat probabil peste vreo 10 ani de zile în câmp militar. În armată. Îți dai seama. Păi de ce? Pentru că, uite-te, mai jos când citești pe acolo, să-ți dai seama că Munca asta a fost finanțată de către US Defense Department Advanced Research Project Agency de, de DARPA, efectiv DARPA care la fel, la rândul lor Ei au finanțat un concurs foarte mare Cu mașini autonome Că de acolo a venit nebunia asta Hai să facem mașini autonome, uite DARPA a finanțat chestia asta și de fel DARPA Când finanțează câte o chestie extraordinară va ajunge și în publicul larg Mai devreme sau mai târziu, cam la o distanță de 15 Poate 20 de ani de zile, știi? Și uite, dar a finanța chestia asta și o chestie pe care o văd eu, să zicem, să fie aplicată în viitor pentru mașini, este să vezi în intersecții, după colțuri intersecțiilor, știi? când au loc cele mai multe accidente, nu? Când faci viraj la sânga sau la dreapta în funcție de țara în care ești și când faci curbe, să te duci, și, ce știu, să intri pe o stradă laterală sau să vii de mai, mai, grav, să vii de pe o stradă laterală pe o stradă principală, știi? Atunci când acordare de prioritate, clasica. Și cum ar fi să ai un asemenea sistem numit N-Loss? n, -Loss? n -Loss înseamnă non-line of sight, adică nu este în linie directă, ci este ascuns după un colț. Cum ar fi să ai un sistem N-Loss să vii de posoadă laterală și, bineînțeles, ai senzorul respectiv pe mașină și reușește să determine faptul că, pe o distanță de, ce știu, X sute de metri în toate direcțiile, în intersecția respectivă, nu e nimeni. Bineînțeles că te poți duce și tu în siguranță, mai ales să zicem că ești o ambulanță. Și ambulanțele au nevoie să se ducă în viteză mare prin intersecții. Având un asemenea sistem, îți dai seama, ok, verificăm repede după colțuri, pe o distanță de 50-100 de metri când ne permitem, nu e nimeni, ne putem duce ca nebuni tot înainte ca să știm să, că putem duce, să zicem, pacienții la spital cât mai repede. Are aplicare efectiv cât se poate de utilă, ca să zic așa. Numai că tehnologia în sine e la început, dar e posibil, uite, a, aflat la tehnocultura faptul că în, ce știu, 10, 15, 20 de ani de zile vei avea o mașină care va vedea după colțuri. Abia aștept. Și aia, deci așa, în viitor o să fie, știi? Mașina care vede după colț, știi? Deci, luxit mașina asta care a fost lăudată pentru 2022, unul, una din feature probabil, va fi uite, vede după colț. <laughs> e bun. Tech Explore. Să, să, nu, să nu uite lumea să intre pe tehnocultura.com la show la episodul 59, să citească mai mult. Acolo explicațiile sunt ceva mai academice și mai complicate, dar nu are rost. Am explicat, presupun eu, pe cât a trebuit. Bun. Și cu ocazia asta am terminat subiectele principale ale zilei. Gândește-te că eu mai aveam, dar ar trebui să le tai să le ascund pentru că efectiv nu avem timp. Inclusiv vreau la un moment dat să vorbesc despre carte seria de cărți Dune. Ce am mai povestit? Ce am mai zis? Eu am apucat să citesc cartea, am văzut și filmul. Ăsta nou? Da, da, asta nou. Ce ne cide că nu reușesc să dau de el pe Netflix sau pe Amazon Prime. Nu știu cum ai reușit să-l vezi. Uh, secret, dar l-am văzut. Aha, bine. Ok. Deci o să trebuiască să mai aștept ceva timp. Apropo de, de filme, uite, că sci-fi, e, e la sursa de știri, la știri scurte, sci-fi, au spus că e posibil să vedem o nouă serie Stargate în viitor. Și era culmea, într-adevăr. Ai serii Star Wars, care tot apar, ai serii Star Trek, care tot apar, și Stargate e cumva între astea două, știi? Și chiar m-am întrebat, mă, de ce n-am mai auzit de Stargate de ceva bună, de o vreme bună. Și e posibil că în viitor, în câțiva ani de zile, să avem serie Stargate, care apar ca filme. Nu știu cât de mult e uitat, dar eu m-am uitat și mi-a plăcut foarte mult seria Stargate. Foarte puțin, nu am avut niciodată așa bă, ocazia să-l văd, nu pot că interesul. Am văzut doar când era la televizor câteva episoade, uh -huh. dar nu uh, n am urmărit cap-coadă. Într-un fel ai putea să consider copilul mic și probabil nealintat al uh, Star Wars și Star Trek, știi? Nu uh -huh. n -a, n a avut previza cea mai genială sau ceva, dar a fost uh, o chestie foarte interesantă. E ca și mai considera un film de, sau o serie de categoria B, dar totuși făinuță oarecum, știi? totuși făinuță, Stargate. Și aș fi curios să văd când mai apare Stargate în viitor ca să mă, uit și eu la noua lor serie, noua lor serie inventată. Că știi, înainte, la Stargate era tot proiectul secret. Să se duceau oamenii prin acea poartă, ajungeau pe alte planete și era tot ok. Dar nimeni nu știa de ei. Acum ei vor să facă, să schimbe premisa puțin și să facă publică treaba asta. Toată planeta să știe că se poate călători pe alte lumi prin porți din alea specializate curios să văd cum o să iasă. Uite că tot discutam de mașini electrice, tipul ăsta de la canalul de YouTube Just Have a Think, a povestit puțin tel despre wireless charging pentru mașini și că e, e o chestie care chiar, chiar se aplică. Sunt două proiecte, White 3City și Wave, care teoretic ar fi destul de bunicele pentru uh, wireless charging. Bineînțeles, inducție, că nu ce alte chestii de wireless vei avea. Și că merg, merg chiar foarte bine. Și speranța ar fi ca în viitor să se poată face wireless charging pentru chiar și pentru mașini, nu numai pentru telefoane și periuțe de dinți. Da, s-a mai vorbit despre chestia asta. Acum nu știu dacă mai am voie să spun sau nu, nici nu mai contează. Um, <laughs> Zi! porsche la care am lucrat până de curând uh, în proiectul respectiv, trebuia inițial să aibă încărcător wireless, dar uh, s-a renunțat la el. Din câte am înțeles, inclusiv din considerente de, de, siguranță. Cred că am mai povestit eu că ar fi fost probleme de arc electric în cazul în care intra risc de arc electric sau dumă de genul ăsta dacă ți intra mâța pe sub mașină în timp ce se încărca. Nu știu dacă e pe bune sau nu, mm. a fost una din variantele vehiculate, în fine. Ideea e că s-a renunțat pentru moment la... Dacă, la dacă cumva a intrat pe sub mașină, știi că astea, încărcătoarele astea de wireless charging erau cumva în, le puneai în garaj, pe podea, dacă pisica exact. avea un lanț metalic la gât, da, dar fiindcă e vorba de un câmp magnetic foarte puternic acolo, te puteai pomeni că la un era să grumată. Ori, dacă nu, chiar determina, genera un câmp electric în, în lanțul ăla la gâtul pisicii și putea răni. Deci, probabil, da, că există ceva probleme, dar, în principiu, wireless charging poți să pui două bucăți prin inducție, o pui în, fața și în spatele corpului tău și nu ai nicio problemă. se, se influențează se generează energia electrică acolo unde trebuie, n-ai nicio problemă. Adică, în principiu, nu. Dar sunt acele edge cases. Și când îți pui o chestie metalică între placa asta de, de, wireless charging și mașină și atunci acolo ar putea genera într-adevăr niște probleme, știi? În fine, ideea e că e o tehnologie, se lucrează la asta și mai devreme sau mai târziu o să putem vedea și mașini care fac wireless charging. Y-Tricity și Wave. w a, -a. O altă știre, ce ziceam, The Verge, Tesla fără portul USB. N-ai <gânt> fi crezut vreodată să te superi că o mașină nu are portul USB, dar uite că se întâmplă. Și cei de la Tesla s-au plâns că n-au chipuri suficiente, n-au microcipuri, pentru că nu, no, toată lumea e afectată. Și tot legat de chipuri, guess what? De la Paul's Hardware am aflat că se minerește cu procesoare Ryzen 9 de la seriile 3000 și 5000. Pentru că au o memorie L-cache suficient de mare, Acuma e o monedă nouă, Raptor, e un crypto. Și moneda aia este minată cu procesoarele Ryzen 9. <coughs> Știi că noi recomandăm AMD pentru gaming. Moment bun, luați-vă procesoarele cât mai repede. Vezi că nu se aude. Așa. <laughs> Și cum ziceam, era ce zice procesoarele astea. Hai că vedem o... Acum se aude ceva. Se aude? Ia zi. nu se aude. Ei, hey, până când Vlad reușește să rezolve niște mici probleme tehnice, ce se întâmplă? Uite, Pause Hardware chiar ne spune că procesoarele Ryzen 9, datorită memorie memoriei uh, mare L-Cache, Acum sunt folosite pentru minerit Raptorium. Așa. Acum? Acum se aude. Hello, welcome! Efectiv Nu am făcut absolut nimic. <laughs> în fine. Fantome. Și uite-te cum uh, acum oamenii ar trebui să-și ia procesoare AMD dacă vor, cât mai repede, pentru că nu. s putea să fie lipsă și de alea în curând. Da, bă, asta încercam să zic înainte să fiu întrerupt nepoliticos de tehnologie că nu mai pot să recomand nimic în ziua de azi. Adică, penuria asta de microprocesoare e atât de extinsă încât e problematic. Iar referitor la ce a făcut Tesla cu a nu mai oferi porturile USB, eu sper doar că i-a anunțat pe oamenii ei dinainte. Nu i-a anunțat. Asta e super nasol. Adică, eu aș fi la mașina înapoi în secunda 2, neîndeplinire de termen, contract, nu știu, se poate face ceva cu siguranță. Eu n-aș fi acceptat-o așa. Uh, mai ales fără să-ți spună. Și, și, oricum n-aș fi acceptat o mașină nouă fără portul USB, nu mai e o mașină nouă. Și nu, mă, nu, sunt singuri, că ziceau că și cei de la BMW au avut probleme din asta și e, e posibil ca pe viitor nici BMW, nici Tesla să nu vrea neapărat să, să recheme mașinile în servicii în servis, ca să le pună USB-urile. Deci cam aici mare e iarăși marea problemă. Da, nu știu, e problema lor. Eu oricum, în fine, nu mai zic nimic. Eu nu mi-aș cumpăra în mașină nouă niciodată din principiu, nici dacă mi-aș permite. Tocmai că poți avea tot felul de surprize neplăcute și uite că apar din ce în ce mai multe și mai diverse surprize. Vorba știi? aia, ai nevoie de porturi USB, inclusiv aici la bucătărie, avem chiar lângă piză, sunt trei porturi USB. Și în România, când te duci cu trenul la plimbare de colo-colo, ai USB, un să-ți și telefonul. Nu se poate să nu ai USB-uri. Fratele meu, ce faci? Nu ne trebuie apă mâncare, vrem USB-uri. Da, plus că la anumite modele de mașini depins de USB pentru a realiza conectivitatea cu mașina, gen Apple CarPlay și așa mai departe. Oh, nu, vezi? Uite, acolo e problema. Acum, no. Să fie sănătoși, Dumnezeu cu milă, cum se spune. O ultimă chestie pe ziua de astăzi, până nu terminăm. Explaining Computer a vorbit puțin tel despre securitate pe calculatoare și cum să-ți faci backup-uri. Și nu știam că există regula 321. Cumva o aplicam, dar nu știam că există regula 321, ci că să, dacă vrei să ai datele protejate, trebuie să ai trei copii pe două medii diferite și unul, una dintre copiile astea de date trebuie să fie off-site, să nu fie la tine în casă. Știi? Și într-un fel am, că în principiu ce ți, îți, cum avem podcastul ăsta? Îl țin pe calculator, dar podcastul îl salvez odată câteva luni de zile și pe un hard extern. Dar, pe de altă parte, anumite episoade le salvez și pe Google Drive, de exemplu. Deci am trei am metode diferite: trei copii pe două medii diferite, cel puțin două medii diferite, adică în calculator și pe un hard extern, și una off-site fiind partea cu Google Drive-ul. Dar poți să combini și mai mult, să fii pe mai multe sisteme. Dar e, e o bună regulă, știi? Să aplici regula 3-2-1. 3, 3 copii, două medii diferite, unul off-site. Nu știu cum, cum, cum faci tu. Păi, în primul rând, e o confirmare. Am văzut video, de n-am apucat să-l văd. E o confirmare că nu sunt nebun când zic că nu poți avea încredere numai în cloud. Uh, o chestie pe care o susțin de când am început cu podcastul ăsta și care e una din bălifurile mele. Uh -huh. Eu... Sunt aproape de, de strategia asta, în sensul în care am tot timpul două backup-uri la chestiile importante, dar nu fac backup la toate mizerile. Dar, uite, am o serie de documente scanate care sunt destul de importante pentru mine, pe care le sincronizez și în cloud, pe un anume serviciu și pe care le țin și în PC, logic. Mm -hmm. Ideal ar fi să le pun, nu știu, pe un disc sau pe ceva, pe un DVD sau whatever, știi, dar găsești din ce în ce mai greu uh, cititoare de DVD și de calitate și mă tem că și dacă le-aș pune pe un DVD extrem de bun și le-aș păstra bine peste 10 ani n-aș mai găsi niciun player cu care să le citesc dacă aș avea vreodată nevoie tipul ăsta de la explaining computer chiar să zice că și el preferă ca anumite date mai importante să le țină pe DVD chiar ca tine și... da doar că eu n-am un player dacă aș găsi un player bă, de la cel mai bun player din 2010 de DVD și la mâna a doua și să știu că mai ține 30 de ani da, dar până atunci am împart între hard... Fugi pe eBay, că da, ebay -ai că ar trebui ar trebui să aibă. Nu știi cât de bune mai sunt și așa mai departe. Cam asta e chestia. Va trebui să încerci. să că -am mus, ai nevoie de DVD. De, 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 de. Poate aș putea să le pun pe un stick, deși experiența mea cu stick de memorie e foarte proastă. Mi se pare că nu sunt deloc rezistente în timp. Cel puțin astea foarte mici ca dimensiuni. Dar pe hard plus online, deocamdată e, e ok, să zicem. Mm -hmm. Și o altă chestie pe care o pomenește tipul ăsta în film este legată de sincronizare, adică cei tu soft de sincronizare, de salvarea datelor. El nu face așa, el nu este de acord cu sincronizarea. Dacă ai un serviciu extern de salvare a datelor, ci că mai bine să te pui să faci manual, pentru că dacă din greșeală tu ștergi din calculator, se sincronizează și în copia remote de pe server și atunci se șterge și de acolo. Da, nu, eu fac totul manual, pentru că mi-a fost lene să învăț un sistem de-asta de sincronizare automată. Adică na, trebuie să te documentezi un pic, să vezi cum funcționează și așa mai departe. Hmm. Am ales un serviciu de stocare online și am sincronizat acolo și cu asta basta. Hmm. Hmm. De fapt, l am în două servicii online, dacă nu mă înșel. Hmm. Eh, în fine. Cu cât mai mult, cu mai bine. Uite, podcastul de față este salvat și, pe, și, și în calculator și pe hard extern. Avem o copie pe Podbean, de unde pornește podcastul, dar avem și o copie cumva și pe YouTube. Bineînțeles, e video, dar poți să-i audio când ai nevoie de el, la nevoie. Deci, la noi vine 3-2-2, ceva de genul ăsta. Ce mai bun decât 3-2-1 e 3-2-2 sau alte chestii. În fine, ideea și este. Tine, mai chiar îți faci o, o rețea din asta, o, un, o configurație RAID, în PC, unde salvezi totul de două ori, identic, și atunci ai și acolo două copii. Când o să trăiți la filmuleț, o să pomânească faptul că Vaidu e considerată doar o singură copie în calculator, inclusiv NAS. Dacă îți faci un NAS în uh, Network Attached Storage în casă, este considerat ca și cum ar fi în calculatorul tău. Că atunci când datele ajung să fie compromise, hackerii, malware, ce vrei tu, primul atac NAS-ul, atacă NAS-ul și după aia calculatorul tău. Deci uh, nu e protecție prea multă extra. Urmărește filmul, e super tare. Și cam, uh, cu asta, cred că încheiem și noi noul episod, că vrem să plictisim oamenii cu prea multe chestii și detalii. Îți mulțumim fain că ne-ai ascultat. Ceva shameless plugs, Vlad, la final? Nu mai e de mult un shameless plug la mine, e doar un plug. Nu uitați să faceți o donație către o cauză bună atunci când puteți. Gândiți-vă că vin sărbătorile, dar gândiți-vă că oamenii nu au nevoie de donații doar în perioada sărbătorilor dar, totuși, măcar acum, dacă până acum n-ați făcut-o, încercați să faceți o faptă de genul ăsta. Um, altceva, nimic. Uh, citiți cartea Dune, că e mai bună decât filmul, care e bun. Dar cartea e mai bună, e mult mai detaliat Da, și tot de carte, ok, recomand și eu în continuare. E, e o colecție de, de carte numită. stai să vedem cum o îi zice, îi zice într-un mod special. E colecția Gateway cărțile Dune, șase volume, de Frank Herbert, 2700 de pagini în total. Eu am ajuns deja la cartea a treia. Am citit Dune, după am citit Messiah și acum Children of the Dune sunt la cartea a treia la pagina 950. 2700 de pagini în total, dar să știi că merită. Pe al locuri este puțin cam plictisitor, că dă prea multe detalii, așa, dar în principiu este chiar, este chiar foarte fain și abia aștept să văd și video, să văd cât a cuprins din, din spiritul cărții. Și o altă chestie la Shameless Plugs, nu uita de manuelcheța.com, acolo unde găsești podcastul Un Român în Londra. Vlad, zicei? Da, vreau să zic doar că filmul de unul, cred că, nu știu dacă e disponibil în UK, îl găsești pe HBO Max până undeva la jumatea lunii emrie, parcă. Nu, aștept să vină pe Netflix sau pe Amazon Prime. O să vină în curând și, la cinema e. Și la, și la Oi vedea. În curând nu, nu mor eu neapărat chiar acum. Cool. Așa că citiți Dun. E, e, e modă, e fain, dar în, în, sine, în principiu, și cărțile sunt foarte, foarte mișto. Sunt chiar faine. Eu mă, mă bucur că a găsit mai mea colecția veche. Ție ți-am trimis poză. Eram pe punctul de a comanda noua colecție și am vorbit cu maica mea și uh, vrea să-mi trimită niște chestii și am zis, uite, înainte să trimiți pachetul, cumpăr cărțile astea, le trimit la tine. Um, și mi le trimis Și facea că și eu aveam colecție Eu știu că o avea Că țin minte cărțile de când eram eu mic Și era ea mare fan sefe Și culmea, le a găsit Aruncate undeva într-o cutie în de bara. Nu sunt toate cele șase Sunt patru Dune original Mesia Copii Dune Și Nu, de fapt cred că numai astea trei sunt Și restul trebuie să le cumpăr oricum Dar tot uh, e mișto că, că Că a găsit ediția aia originală De la Nemira De prin 93 am impresionează mm -hmm foarte bine. Citiți ziun. Bun, acest episod, numărul 59, se încheie aici. L-am denumit Rușii creează un scut planetar. Mai de fapt, mai degrabă, creează un mormânt planetar. <laughs> Așa, subiectele pe care le-am discutat au fost mașina anului 2022. An anul pentru Windows PC, rușii poluează spațiul și tehnologii SF. Gratele tale, Vlad Bănică și Mărcheța salută și ne auzim pe data viitoare. Pa, pa! Numai bine! Ceau!